găsit la Clubul de Poezie. Astăzi o să-l cunoaștem pe George Meniuc. S-a născut pe 20 mai în 1918 și a decedat pe 8 februarie în 1987. A fost un director de revistă, eseist, poet, prozator, publicist și traducător din Republica Moldova. Născut la Chișinău în 1918, George Meniuc a început a compune versuri în 1932, la vârsta de 14 ani, iar în 1934 a publicat prima poezie, La țară, în revista Mihai Eminescu. A absolvit liceul Mihai Eminescu din Chișinău în 1937, după care și-a continuat studiile la Universitatea din București, Facultatea de Litere și Filozofie, unde i-a avut ca profesori pe Tudor Vianu, Petre P. Negulescu, Dimitrie Gusti, Mircea Florian și așa mai departe. A debutat la București în anul 1939 cu placheta de versuri Interior Cosmic, urmată în 1940 de volumul de eseuri Imaginea în artă. În 1940, după absolvirea facultății, George Meniuc s-a reîntors la Chișinău. Acestui april, de George Meniuc. Acestui april răvășit luciferic, mărturisesc entuziaste vijelii de început și lângă pacea florilor pe întuneric, tăcerea mea ciudată și singură a apărut. Cer voievodal deasupra mării negre, corăbiile trecutului cu stea la proră, ca niște umbre sau poate obsesii negre, le strig de pe țărm și le pierd în auroră. Imaginația delirează. Încotro, cine ești? Cu lacrimă lăuntrică a materiei vorbești. Numai veghe, vega și rouă și iarbă și miriști umblă prin atâtea văzduhuri și neliniști. Murmur pelagic răzbate de sus vertical. Și scoici și transparențe și în veci itinerar. Hai, caravană de vâslași cu haine de var, hai, viață de abur și somn, neștiută de mal.